Simularea examenelor naționale s-a desfășurat în perioada 13-17 martie și a vizat elevii cuprinși în clasele a 8-a, a 9-a, a 12-a, a 13-a și a 14-a. La simularea evaluării naționale 2017 au participat 6.969 de elevi de clasa a 8-a, 65,39% înregistrând note peste 5, iar 34,61% s-au situat sub această notă. O situație mai slabă este la matematică, disciplină la care, din cei 6.907 elevi prezenți, doar 2.545 au luat note peste 5, 36,84%, sub 5 fiind 4.362 de elevi, 63,15%. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean, în acest an s-au obținut 3 note de 10 la limba și literatura română și 23 de note de 10 la matematică. Un elev de la școala gimnazială Bosanci a obținut nota 10 la ambele discipline de examen de la evaluarea națională, față de anul școlar precedent, când promovarea a fost de 64,74% la limba și literatura română și de 36,86% la matematică. Rezultatele obținute în acest an sunt comparabile la limba și literatura română, înregistrându-se un progres de 0,65%. A evidențiat conducerea Inspectoratului Școlar Județean Suceava prin purtătorul de cuvânt profesorul Cezar Anuței. La simularea examenului de bacalaureat 2017 la clasa a 9-a, 3.351 de elevi din cei 5.268 prezenți la proba scrisă de limba și literatura română au luat note peste 5, ceea ce înseamnă 63,613%, restul de 36,38% fiind cu note sub 5. La limba maternă, limba ucraineană, au participat 29 de elevi, dar numai 5 dintre ei, 6,89%, au obținut note peste 5. La proba cuprinzând disciplinele matematică sau istorie, au fost prezenți 5.216 elevi, 1.413 fiind notați cu peste 5 la matematică și 1.315 la istorie, notele peste 5 la întreaga probă fiind 2.728, 52,30%. În ceea ce privește notele de 10 la simularea la clasa a 9-a, în acest an s-au înregistrat în total 32 de 10. Elevii din clasele a 12-a și a 13-a au obținut rezultate mai bune la simulare față de cei dintre a 9-a, la limba și literatura română. Din cei 5.237 elevi prezenți, 70,17% fiind notați cu note de peste 5. La limba maternă ucraineană, 45,45% dintre elevii participanți au obținut peste 5, sub această notă situându-se 54,54%. La disciplina la alegere, la care au fost prezenți 4.965 de elevi, s-au înregistrat 3.121 de note peste 5, iar sub 5, 1.844 de note, 37,13%. Cele mai multe note peste 5 înregistrându-se la biologie, geografie și logică. Simularea probelor examenelor naționale a fost monitorizată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava printr-un control tematic desfășurat pe parcursul a două săptămâni, începând cu prima zi de simulare, control care a vizat aspecte legate de organizarea și desfășurarea probelor în școlile județului, precum și modul de evaluare a lucrărilor scrise și a rezultatelor obținute, fiind identificate puncte tari și disfuncții din școli. Pe baza acestora a fost elaborat un plan de acțiune pentru remedierea situației.